CS2-ul a ajuns într-o stare mai deplorabilă ca niciodată, dar oare care este motivul cu adevărat? Ei bine, totul a început acum aproximativ 3 luni. Atunci a fost ultimul Vacwave, mai exact pe data de 4 ianuarie. De atunci se pare că Valve a oprit anticitul, deoarece aproape nimeni nu mai este banat. Ce vrea oare Valve să transmită prin aceste întâmplări? Au pregătit oare planul pentru cel mai mare Vacwave? Îmi pot asuma faptul că la momentul actual peste 70-80% din comunitatea activă de jucători este formată din cheateri. Dacă vrei să joci la Premier rating 20K+, șansele să dai de legit sunt din ce în ce mai mici pe zi ce trece. Iar acum poate vei spune, bă frate, hai că mă joc la 10-15K rating, acolo sigur nu voi da decodați. Ei bine, nu este așa și acolo vor fi șanse extrem de mari să dai de cheater. Și în plus, te poți juca cu exploituri cum ar fi Rapid Fire și No Spread fără nicio problemă, ba chiar poți folosi și Spinbot. Pe la începutul CS2-ului, aceștia banau toți jucătorii care foloseau Spinbot, doar că aici a intervenit o problemă. Unii jucători legiți au încercat să-și mărească sensibilitatea și DPI-ul la mouse, mimând Spinbotul și aceștia au fost banați fără motiv. Acesta cred că ar fi motivul pentru care Valve nu mai banează jucătorii care folosesc Spinbot. Așadar, putem spune că anticitul sau Vacnetul în momentul de față este inexistent în CS2. Vaclive-ul este o prostie. Toată lumea credea că va fi ceva revoluționar prin care Valve va bana jucătorii, dar de fapt acesta doar anulează meciul în caz că cineva și-a ban în timp ce este meci. Ceea ce înseamnă că este ceva fals, pentru că mai nimeni nu și-a ban acum în timpul meciului, anticitul nu merge, poți da spin fără nicio problemă. Ultimul update major la care a dat release Valve a fost acum 2 luni, așa că nu putem ști cu adevărat ce plănuiesc aceștia. Au trecut peste 7 ani de când Vacnetul a fost lansat și acesta trebuia să colecteze date ca apoi să baneze cheaterii, dar nimic important nu s-a întâmplat. Face It are un anticip mult mai bun ca Valve, dar aceștia au acces la toate informațiile și fișele din calculatorul nostru, pe când compania mama CS2 se bazează pe siguranța utilizatorilor. Foarte mulți youtuberi mari au anunțat că au abandonat CS2-ul până când Valve va lua măsuri și jocul va fi fixat. Printre aceștia se numără Anomaly, NeoCS, ArrowCS și mulți alții. Singurul lucru pe care îl putem face acum este să așteptăm un răspuns oficial din partea celor de la Valve. Până atunci va trebui să vizionăm cum jocul se distruge și devine din ce în ce mai unplayable pe zi ce trece. Însă, dacă îți dorești un hack external kernel gratis, nedetectabil de CS2, ai un video pe ecran în care îți prezint pas cu pas cum să-l folosești și ne vedem acolo.